Bună seara și bine ați revenit cu de la probleme, cu probleme de la geometrie. Mă, și așa a fi din fiecare de astăzi, cât bine am venit pe tărani, a fi minunat, dar cred că așa este totuși, dacă o să spui asta, da? Tema pentru vacanță. Lasă. Studiul la două drepte în spațiu și drepte perpendiculare. Așa, deci unghiul. A două drepte. Două. Drepte. În spațiu. Spațiu. Drepte perpendiculare. Cum și virgulă drepte perpendiculare, da? Două drepte situate în același plan. Mai întâi, vorbim de unghiul a doua drepte situate în același plan. Adică, hai să zicem, poziția a doua drepte în plan mai întâi. Corect. Care este? Cum pot fi două drepte în plan? Paralele, da. Concurente. Atât. Paralele sau concurente. Deci două drepte în plan pot avea cele două poziții. Paralele sau concurente. Se împlinesc într-un punct. Și da? Parcă la concurente unghiurile alea sunt de 90. Da. Depinde. Cel mai bine. Depinde. Deci combinați concurente înseamnă că s-au intersectat, da. Și aici concurente formează perechi de unghiuri, da? Două pe două unghiuri opuse la cât. Și sunt de 90 în stare, deci. Când spune, numai când spune. Sigur că da. Deci, la cele concurente, putem spune că avem de-a face cu unghiuri opuse la vârf, ele sunt, nu? Sunt în prelungire, drepte în acelea, e clar că sunt drepte sau intersecții, și avem 1 cu 2, să vedem cu 4. 1 cu 2 concurente, deci 1 concurent cu 2 și respectiv 3 concurent cu 4. Asta înseamnă că avem perechi de unghiuri. Și dacă cumva măsura unuia dintre ele de 20 grade, spune că dreptele sunt perpendiculare. Dacă unul din ele e măsura lui 1 care e și cât al altul e 2, de asemenea, 1 cu 3 cum sunt împreună? 1 cu 3 suplimentare. Așa, sunt unii suplimentare, dacă 20 grade. Și de aia am spus, dacă unul e 90 grade, atunci și toate celelalte și dreptele sunt perpendiculare. Deci dacă nu tot A și B? A și B? A și B ce? A și B. A și B. Dacă măsura unghiului 1 e egal 90 de grade, atunci și celelalte? Măsura lui 2 egal cu măsura lui 3 și egal cu măsura lui 4, da? Lui 4, egal cu 100 grade cu 90 grade. Toate sunt egale cu 90 grade. Și dreptele se zic că sunt perpendiculare. Perpendiculare, da. Așadar, despre unghiurile în plan, am poziția două drepte în plan, asta este de remarcat. Că sunt paralele sau sunt concurente. Și atunci unghiul dintre cele două drepte este fie unghiul 1 sau 2, fie 3 sau 4. La asta ne referim, unghiul a două drepte în plan. Da? Da. Și acolo la A și B n-avem niciun lucru, așa? La A și B unghiul este nul. De măsură 0. La drepte paralele, măsură celălaltă și 0. Da? Măsura unghiului este 0 pe drepte paralele. Bun. 2. A doua chestiune. În spațiu, mă. Unghiul a două drepte necoplanare.
Unghiul a două drepte necoplanare, deci de două drepte oarecare în spațiu. Vorbim de unghiul a două drepte necoplanare. Necoplanare ne se bate în același plan. Mai înainte au fost situate în același plan și acele în același plan înseamnă că sunt fie paralele, fie coplete. Unghiul a două drepte necoplanare. Aș vrea să înțelegeți că am dreapta asta și cu dreapta asta. Ele sunt necoplanare. Da? Nu pot să spun că se mai intersectează, nu mai am nimic de spus. Sunt două drepte oarecare. Așa, dar dacă aș face și eu în spațiu, să zic, ar fi una așa, A, și alta B. Vreau să vă spun că cele două trec una cu alta, nu se intersectează. Dacă aș prelungi eu pe aici, ar ajunge așa și treci dincolo, da? Deci sunt în spațiu. Treci din spatele. În spatele ei. Corect. Așa apar cele două drepte oarecare în spațiu. Ele, iată că putem vorbi și de unghiul a două drepte necoplanare. Două drepte în spațiu. Cum procedăm? Ca să spunem ce unghi fac astea. Două drepte necoplanare. Ideea ar fi să luăm un punct la întâmplare în spațiu. În punct e, să zicem, în spațiu. Și o dreaptă și un punct, o dreaptă și un punct formează un plan. În planul acesta a dreptei și a punctului respectiv, putem discuta tot ce știm noi din planul respectiv. Putem duce în planul... Deci, hai să spunem, există un alfa, un plan alfa, egal cu determinat de el și dreapta A. Există un plan alfa, determinat de punctul el și dreapta A. O dreaptă și un punct exterior determină un plan. În planul respectiv alfa, putem duce o paralelă la dreapta A. Pentru că știm că într-un punct exterior trece o paralelă și mai mult. Deci poți să duc o paralelă. La dreapta A? La dreapta A. Deci există A prim. Deci rezultă că există A prim inclusă în plan alfa. Domnul plan alfa vezi. Există A prim în alfa. Așa încât A prim îi paralelă cu A. Există unică. Iată așa cum este numirele, da? Există, este vorba, unică. Adică există unică A prim în planul alfa, așa încât A prim paralelă cu A. Pe de altă parte, există tot așa, un plan unic. Da? Un plan unic beta, format de ea, și dreapta V. Da? Format de el și dreapta... Alta, vedeți beta, domnul meu. Beta. Da. Cu o dreaptă B și punctul exterior, un plan. Determină un plan. Corect. Beta. Dreapta A' nu se duce prin B, nu? Păi dreapta A' trece prin B. Nu se intersectează cu B. Nu, tot. Trece în spate, pe față, cu unde da, deci nu mă frământ, deci cert este că vorbim în spațiu și atunci punctul și cu dreapta e posibil să se intersecteze, dar nu știu, n-am să am garanția că se intersectează. Important este că există acest plan beta, format de B și de M și că aici pot să construiesc în planul beta o singură paralelă la dreapta B. Deci există unică, există unică dreapta B' inclusă în beta.
Și dacă face de un profesor acum, paralel? Da, deci o să fac o dreaptă paralelă. Paralelă cu cine? Cu cine? Cu B-ul, atenție, da? Domnul, n-ați făcut-o. Da? Deci paralelă, nu e chiar paralelă. Nu e deloc și nu se revine la casă. Așa, așa, da, da, da. Bine, nu? Da, 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 acum e bine. Deci, există o dreaptă. B-prim. Unică, una singură, atât ați poate duce. Atât. O singură paralelă, da? În planul respectiv, dusă la dreapta până. Și cele două drepte sunt concurente. A prim și B prim sunt concurente. Cu așa B. Deci sunt concurente în punctul mânt, am să spun. Da. Astfel încât să continuăm acum. Există un B prim în B, așa încât. Așa încât. Poate zice B prim, care paralelă cu B. Corect. Dar, fiind că am dus-o prin punctul M, pot să spun că A, M aparține lui A prim și M aparține și lui B prim. Că noi am dus-o dreapta asta prin cine? Prin punctul M, nu așa? A prim, am dus-o prin punctul M. Și M atunci e de A prim. Corect. Și la fel, M și B prim. Dacă e de A prim și B prim, este prin intersecție. Adică A prim intersectează B prim în M? Adică A prim intersectează B prim, e dat punctul M, cum se mai format prin punctul M. Dar cele două drepte concurente determină un plan altul. Nici alfa, nici beta. Un plan gamma. Deci există unic planul gamma, format din dreptele A prim și B prim. A prim și B prim. Deci numai M-ul cu A-ul formează planul alfa, M-ul cu B-ul formează planul beta, așa. Iar A prim intersecta cu B prim. Un alt plan, un alt plan gamma. Și are și intersecția celor două. Are și intersecție punctul M, comun. Pentru că eu când am dus paralela A prim, prin M am dus paralela A prim la A. Corect. Și atunci M este pe A prim. La fel pe prim. Dusă prin ea, deci e și pe B-prim. Corect. Cele două trebuie concurente și prin gândire trebuie un plan. Un alt plan. Dar un alt plan, nu iau față de beta. Nici vorba, e un alt plan. Cele două drepte paralele, cele două drepte concurente au determinat un plan gamma. În planul acesta, am unul dintre ele, dintre A-prim și B-prim. Dar, de fapt, datorită paralelismului pe care l-am făcut. Iată, te-am da? Deci pe prim fi paralel cu B. A prim cu A. Măsură. Unghiul ăsta dintre ele, de fapt, unghiul dintre drepte. Deci măsura dintre a lua prim cu B, unghiul ăla, da? E măsura dintre A și B. Dintre A și B, dar nu pot reprezenta. Aici trebuie fac. Una pentru gata. Iată trebuie să facem... Asta e. Deci mi-am dat un punct eu, e oarecare în spațiu. Am dus paralele și acolo am construit s-a făcut unghiul dintre cele două drepte în spațiu. Și ce era mai mare care e? Ce l-am făcut ăsta două ore? Suplimentul. Adică până la 180 grade. 180 grade. Deci, două drepte necoplanare înseamnă nesituate în același plan. Printr-un punct oarecare eu construiesc paralel la cele două drepte da. Și acum am dus, practic, umbrele lor, le-am dus într-un singur plan corect. Și am acum, practic, posibilitatea să măsor unghiul dintre ele. Și unghiul ăla este unghiul de fapt unghiul dintre cele două drepte din spațiu. Exact. Da, unghiul dintre aceste două drepte, unghiul dintre cele două drepte din spațiu. Exact. Da? Așa trebuie să înțelegi unghiul unghiul al două drepte necoplanare. N-are importanță unde mă duc cu el. Când mă duc aici, mă duc în altă parte, în spațiu, n-are importanță. Important este că eu sunt meticulos și spun dreapta și cu punctul fac un plan. Într-un plan, pentru punctul exteriorul, îi trebuie pot duc o singură parte. La fel, punctul același cu dreapta cealaltă formează un alt plan. Dar prin acel punct trebuie să duc o singură paralelă. Și atunci formăm unghiul. Și atunci
A avut unul dintre cele două drepte construite în plan. Paralele, într-un singur plan. Plan, dar este faptul unul celor două drepte din spațiu. Unul din celor două drepte. Excelent. Da? Da. Așa trebuie văzut. Deci vreodată, când îți va cere, găsiți unghiul a două drepte din spațiu, o să vedem data. Dute paralel. Căutăm un punct convenabil. Da. Din spațiu, în cadrul problemei respective, să putem duce paralele la cele două drepte. La cele două drepte, adică spațiu. Exact. Și măsura dreptului respectiv va fi măsura unghiului din spațiu. Dreptelor din spațiu. Dreptelor din spațiu. Excelent. Foarte bine. Da? Așa trebuie pătrunsă geometria. Deci cu calm, cu răbdare, să înțelegi bine fenomenul. Nu degeaba s-au făcut acele precizări la început, propoziție cele. Un plan de cine este determinat? Dintr-o dreaptă și un punct exterior. Din ce mai? De două componente, de o drepte paralele, da? Aceste lucruri sunt esențiale. Iată, în probleme, aici mi-am permis să încep raționamentul. Corect. Am luat un punct la întâmplare. Cu fiecare din drepte formez planul alfa și beta, acordul paralele. Că puteam să mă întoarcă. Cum poți duce doar paralelă la asta? Păi da, pot duce în planul care s-a construit. Corect. Aprind și trebuie prim. Și unghiul dintre cele două drepte în planul, dintre cele drepte la prim și pe prim, este doar unghiul celor drepte, celor două drepte în spațiu. Și excelent. Și este perpendiculare, i-ai să spui. Da. Insist, este esențial, esențial, ca în probleme, să luăm acel punct în spațiu, nu așa pe oriunde aiurea, ci în cadrul problemei respective. Dacă e o prismă, o ar un vârf. Vom avea probleme, dar ori e un vârf a prismei respective. Poate pe acolo se pot duce plane, încât punctul acela să fie cu dreapta, să formeze un plan care să lame, care să lame eu, la îndemână. Deci, punctul M luat este esențial. Nu îl iau la întâmplare, ci în funcție de condițiile probleme, ca să fie de folos, să pot construi planul acela și să pot vedea unghiul foarte repede. Da. Acum trecem la probleme, da? Probleme, da. Nu știu de unghiul? Știu de unghiul. Acum am stat acum și am luat. Deci, să vedem ce s-a luat. Facem seama. Facem aplicație. Da. Bun. Haideți, problema numărul 1 de la pagina 126. 1 de la 126. Deci problema 1, nu? De la 126. Desenați cu boabe de a prinde lince prin de prim. Deci desenați cu U. Cubul A, B, C, D. A, B, C, D. A, prim, B, prim, C, D, prim. Întâi să-l facem și aceea trebuie să determinăm măsurile unghiului dintre drepte. Și zice care și care. Întâi să-l facem. Bun. Uite un cub. Da. Cubul și cuboidul. Deci la cub noi toate fețele se face pătrate, dar cum ne ies toate pătrate? Adică... Cum ne ies toate pătrate? Facem paralelogram. Deci, un paralelogram, aici un fel de romb, da? Jos. Totul să-ți fie egal, chiar dacă îi facem un romb. Baza un romb. Deci, neapărat avem grijă să fie baza un romb. Asta nu se vede în romb. Și asta așa, aproximativ egal cu asta. Cred că mai este una care nu se vede. Cred că asta de aici. Acum ridicăm
perpendiculare, nu se mai poate. Să fie egal, nu se mai poate. Aici n-am vrut, că nu am ce să fac asta. Da, 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 e egal de calculatora, da? Poate egal cu calculatora, nu mai și rețin se bătoare. Așa, deci pătrat aici. Și asta de aici se vede. Da, poate să văd. Mai și asta se vede. Este pătrat aici, nu? Da. Și asta se vede. Și vede. Asta se vede. Ei, o ieși sus un... Da, să știți că o ieși sus un pic, dreptul meu și jos e un pic mai lung. Care? Asta de aici? Da. Poate da, dar asta e romb ăsta. Da. Deci sunt romb aici. Nu? Deci asta și cu asta sunt romb. Nu pot să-i reprezint altfel. Pătrat trebuie să fie asta. Mm-hmm. Și pătrat asta. Este. Aproximativ. Da. A, B, C, D. Deci zicem A, B, C, D. A prim, B prim, C prim, D prim. Face și voi cu unul. Despre cub știm că toate fețele sunt pătrate. Da. Toate fețele sunt pătrate. Da. Și la voi este... Toate fețele sunt dreptunghiuri. Exact. Este la zadru, cum se cheamă. Zadru. Da. E un cub. Un cub, sigur că da. E un perfect cub. Toate fețele sunt egale, deci el nu stă... Cum să fii bine, mă, mă trompesc că ai 4 fețe, uite la câte am. Tu ai făcut 3, 5 până acum. Și de ce nu-ți ia urmările? Că să fac mama sa. Uite, mama, la domn profesor, așa nu știu cum face. Mama, uite, tu mai ți-e schimb cum să faci cu unul. Că tu ai schimb, de seasă te-a mult. Și nu mai scăpăm așa. De ce sunt azi în să mă construiești? Gata. Deci, am făcut un romb de jos. Ai o dreptate dacă ai făcut un pic mai micuță asta. Da, da, deci, e pătrat aici. Da. Mai interzis, te rog, pătrat ca să iasă, da? Pătrat. E roman, mi-e numește așa, ok, e roman? Da, tot rombul e mare. Așa, parcă aici. Ia să vedem oameni. Da, acolo sunt bine. Asta nu se vede de rindă. Totul de 5 ani, ce am zis cu un profesor. Da. Deci, cum am închilit toate de cât a stabilit voi acolo, ca să le... Verticalele sunt ușor de construit, da? Măsura unghiului dintre A prim și B prim. A prim și B prim. Deci măsura.
Și tot zero. Tot zero ca A, B și B sunt paralele. Da? Zero grade. Suntem în același plan, da. Plan în fețe, e zero grade. Ce? Măsura dintre A prim și C ce prim? Dintre A, A prim și C ce prim? Nu zero grade. A, prim, ce, ce, prim, da. Tot zero, el zice paralele, mi-s paralele. Da, deci mergem cu planul A, prim, ce, ce, prim. Uite așa, pandea. Și dreptele sunt paralele. Și dreptele sunt paralele. Și atunci, mă, ai tot zero grade. Deci, măsura dintre A, B și B, ce? Dintre A, B și B, ce? B și B, ce? Dintre A, B și B, C. Corect cu pătrat. A, B și B, C. Este 90 de grade, nu? Da. Măsura dintre A, B și A, prim, B, prim. A, B și A, B. A, B, A, B, da. Și A, prim, D, prim. Tot 90. Da. A, B și A, prim, D, prim. A, B. Da, deci A, B și A prim, D prim. E ca și cum am zice A prim, B prim și A prim, D prim? Cum? A, B și A prim, D prim sunt coplanare? Nu. Deci trec una prin dreapta. Deci dreapta asta de sus și dreapta asta de jos sunt aire. Iată un moment când trebuie să ne coplanare. Cum am procedat? Ca să găsim unghiul dintre ele, căută un punct M în spațiu, așa fel încât să ducem paralel la ele. Dar atenție! În clipa asta, căutăm cel mai favorabil punct. Și cel mai favorabil punct ar fi să luăm pe dreapta AB. Dar un punct și este AU. Pe AB este AU, da? Da. Da. Ducem ca și cum ar fi el prin problemă. Ca și cum ar fi el în da. Spațiu. Și ducem, primim o paralelă prin A. Prin acela. Prin A, o paralelă la A prim de prim. Care este AB. Normal. Care este AB. E 90, așa? Sigur da. Că e 90, dar nu să nu se justifică. Păi dacă AB e paralel cu D prim, ce prim? AB e paralel cu D prim, ce prim, dar și acolo. A prim, D prim, paralel cu B prim, ce prim? Și A prim, D prim, paralel cu? B prim, ce prim? B prim, sus. B prim, ce prim, da. Și atunci un bit între D prim, ce prim și B prim, ce prim? Asta că tot la de mamă, doamne. Tot la asta, da. Dar, uite, ca să ne menținem în logica discuției purtate mai înainte, la teorie purtată, făcută. Eu am insistat și am spus, aceste lucrurile, A, B și A, prim, D, prim, sunt necoplanare. Deci sunt clar în scheletul problemei de înainte. Se ia un punct M oarecare în spațiu. Găsim noi un M. Un M. Și pe care ducem paralele. Dar am spus așa, eu acesta este convenabil ales. Nu luăm la întâmplare oricare, ce primul de ce? În funcție de contextul problemei. Exact. Cum mă ofer o șansă mare dacă iau pe el chiar în punctul A, A de pe AB. Și duc o paralelă. Și paralela dusă prin el la AB e chiar AB-ul. Iar paralela dusă prin M adică prin A, la A prim de prim, este A, B. Și atunci unghiul dintre A prim de prim și A, B, este tocmai unghiul dintre A, B și A, B. Corect. Da? Deci am luat o poziție particulară a lui M, convenabilă mie. Deci pot să iau și pe dreapta. Da? Atenție, pot să iau și pe dreapta. Dacă face serviciu, evident, din contextul problemei și iată că M-ul pe AB, tot așa de bine AB, îl puteam lua pe M chiar în punctul
april. Da. Și dacă eu am fost în april, ducem o paralelă prin eu la april de prim. Adică chiar ea prin de prim. Și una la, la AP, care este aprim de prim. Și unghiul ăsta de aici este unghiul dintre cele două drepte. Dar ăsta este 20 și de sus este pătrat. Asta ca să ne vedem din teoria de astăzi. Dar noi știm că două drepte care nu sunt în același plan se intersectează, nu? La noi după AD. Două drepte care sunt în același plan nu se intersectează. Nu. Cum știm noi? Planul AD aprim de prim. A. D. 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 A. D. AD, de prima prim, deci, se intersectează cu planul ABCD în AD. Sigur că după dreapta AD. După dreapta la AD. Corect. Și atunci putem să judecăm cum e AD-ul față de AB. Cum este AD-ul față de AB. Și că ai avut baftă ca AD-ul ăsta să fie paralel la prim de prim. Exact. Dacă nu ar fi fost... Tocmai, pentru că este paralel, asta am zis. Paralelismul, mi-a sigur. Asta. Că are rost. Dar păstrăm contextul teoriei. Mergem pe teorie, corect. Da, contextul teoriei, pentru că teoria spune așa. Dacă ai două drepte necoplanate... Și e situația de față. Și este situația de față. Printr-un punct oarecare din spațiu, construiești paralele și acele drepte, unghiul dintre dreptele date. Eu am spus, poate fi luat oriunde. Sigur că în figura asta, convenabil eu o să beau fie în A, fie în A prim, adică să beau fie pe dreapta A pe, fie pe dreapta A prim de prim, și unde anume, fie în A prim, ca să văd unghiul dintre cele două. Da. Da? Deci, asta e. Da. Și măsura e 90 de grade. Deci măsura e egală cu 90 de grade. Yes. Măsurile unghiului dintre dreptele A prin B, A prin B și AB. AB. Aici A literat pe tine se gândește. A prim B. A prim B. A prim B este dreapta de aici. 90 și AB. Și A, B. 45. A prim B, A, D și A, B. Adică ele sunt coplanare, să nu sunt coplanare aici. 45, că e bisectorii. Nu. Da, da. E diagonala e și bisectoria a unghiului, nu? Într-un pătrat. Diagonală, da. Deci, încă o dată, în momentul de față, noi ne-am situat în poziția aceea că dreptele A, B și A, prim, de prim, de fapt, asta o să trebuie acum. Despre aceste două drepte sunt coplanare, să ne coplanare, dar știm unde ne duce. Cum să? A, B și A prim B. Sunt în coplanare. De ce plan? A, B, B prim, A prim. Așa, dar mai cu forță, mai cu forță, mai cu curaj. Sunt coplanare, dar eu zic nu. Cum să nu fie? Sar la mine și spui adevărat că sunt coplanare, pentru că suntem în fața asta aici, în fața A, B, A prim, B prim și două A prim, B. Sunt două puncte ale planului respectiv. Și dacă o dreapta are două puncte cu un plan, ea este inclus în plan, că avem toată teoria asta. G. Deci egal cu cât cu 45 de grade. G. G. Măsura dintre dreptul DG și A prin B prin B. A prin B. B. A DG. Deci de că asta. Da, și A prim B. Și A prim B. A prim B. B. E, întrebare, mai sunt coplanare? A prim B, nu sunt coplanare. Deci de că și A prim B nu sunt coplanare. Pentru că A prim B este în planul feței de aici, iar de că este în D de prim C prim C. Dar este și în planul A de prim A prim. Este și în D, prima, prim, D la da. Da. Și am planul ăla, deci rezultă că din D 90 de grade. Deci măsura unghiului, zici.
Eu zic că A prim B e paralel cu D prim C. A prim D. E paralel cu D prim C. Cu D prim C. A prim B cu D prim C. D prim C. C. Miruna are dreptate? De ce spunea că A prim B e paralel cu D prim C? A prim B, C, D prim, e pătrat. A prim B, C, D prim, nu-i pătrat. Nu-i pătrat. Două laturi sunt, astea două sunt ale pătratelor, deci asta și asta sunt complete și paralele. Și atunci figura asta este dreptunghi. Sau parogram. Sau parogram. Poate să spuneți voi. Deci, A prim B, C, D prim. Da. Figura asta, A prim B, C, D prim. Ce este? Întrebarea este. Este paralelogram. Din ce motiv? Că A prim D prim e congruent, e paralel cu BC și A prim B e paralel cu D prim C. Deci, ai așa. A prim D prim. A prim D prim e paralel cu BC. De unde știi paralel? Și complet, pentru că A prim D prim e paralel cu AD și AD e paralel cu BC. Așa, da. Deci A prim D prim e paralel cu AD din fața AD D prim, A prim fiind e pătrat. Iar de altă parte, fiindcă A, B, C, D e pătrat, B, C e paralel cu AD. Și dacă două trepte din plan sunt paralele de dreptate, ele două sunt paralele. Sunt și congruente. Și acestea fiind două trepte paralele de termen plan. Corect. Și ele și fiind și congruente, în planul respectiv, figura care s-a format, B, A prim, D prim, C, este paralelogram. Poate chiar dreptunghi. Poate chiar dreptunghi. Păi de ce DCB are 90? DCB are 90 de grade. Da, și la 45. De la 45, C, da. De prim. De prim C, D. De prim C, D. De prim C, D. De prim C, D. 45, da. Dar una este unghiul de acolo și alta e unghiul ăsta tot. Din figură. Deci unghiul ăla, Miruna, este o situație. Să știi că nu intră unghiul ăsta și cu ăsta în componența unghiului de aici. Pentru că ăla e în planul ăsta și ăla e acolo. Sigur că da. Ăsta de aici, Miruna, e în planul de ce face în așa. Ăsta de aici, în D, C, B, A. Pe când unghiul de care vorbim noi aici, este un plan diagonal. Exact. Ăsta din auzie de aici, care zici tu, și ăsta în 45 de aici. Da. Au plecat așa, planul acela diagonal. Unghiul diedru între planul A prim B C D prim și A B C D. Am vorbit aseară de Pietru. Este întrebarea este unghiul diedru adică scrisătura dintre cele două plane. Exact. Este aia mare. De ce am zis așa de pare? Că am demonstrat-o și că A prim de prim... Hai să ne facem... Da, hai să punem cu tine unghiul. A prim de prim ce B e paralelogram, de ce A prim B e paralel cu D prim? Ce? Deci unghiul ăla acolo e de 45. Deci unghiul de prim de ce? De prim ce? De ce? De prim ce acum? Și A prim B. Și am demonstrat că A prim B e paralel cu D. În loc de A prim B, ai spus D prim C. E 45. Și unghiul de aici, 45. Da. De fapt, unghiul de una spune așa. Cele două drepte sunt necomparate. Da. Deci A prim B. Și cu DC. Și cu DC sunt necomparate. Și după teorie, iau un punct M convenabil. Ce convenabil să fie E un C. Deci, aici este ea, ăla din teorie. Și ducem o paralelă
la cele două drepte, la DC este chiar DC. Și la AB este C. Și la A'B este D prim C. Corect. Și atunci cele două, sau un unghiul dintre cele două drepte concurente în punctul M, este de 45 de grade, deci practic unghiul dintre DC și A'B este 45. De 45 de grade. H. Ani, axii raționești. Măsurile unghiului dintre dreptele BC' și B'C. B'C. Și D'C. Și B'C, așa cum a spus domnul. BC prim și B'C. Mai întâi stabilim date dacă sunt sau nu coplate. Hai să le ducem. BC prim, asta este. Diagonala de aici, nu? BC prim și B prim C. BC prim și B prim C. Fac parte din același plan. Sigur că da. 90. 90. Sunt diagonale într-un pătrat. Da, da. O planare, deci 90 grade, că i-a fost buftă, foarte. Și I? I. Măsurile unghiului dintre dreptele BC' și A'D. A'D. Deci tot BC'. Tot A'D. Tot BC'. BC'. Și A'D. Și A'D. Sunt poarele. Da. A'D. Dar e diferit, nu mai sunt în același plan. În plan diferit. Asta, BC' în planul acesta, adic, și A'D este în planul celălalt. A, D, D', A'. Ele trec un legând tază, nu? Să vedem, care e punctul ăla din spațiu care... Aici, povestea este să fim inspirați, deci să găsim unghiul sau poziția punctului M, care să mă ducă direct spre... Punctul D. Care? D. D? D. D sau V zis? D. D. Punctul D. Deci, prin D, ai luat punctul M, chiar în punctul D. Și acum ar trebui să duci o paralelă la B, ce prim, nu? La BC prim. Paralela la BC prim, prin punctul D. Nu cred că l-ai luat chiar bine. Nu, să lăsăm, să lăsăm totuși pe AD să muncească. Ca să duci paralela pe acolo, îți trebuie un plan în care să duci paralela. E drept că BC prim AD și cu D fac un plan. Corect. Dar nu-i tocmai convenabil de dus acolo paralela aceea. Exact. Că nu ai planul acela deștept. Care se treacă și prin D. Poate nu-i convenabil punctul B. Aici vreau să comentez un pic. Deci nu luăm pe punctul M în virtutea experienței pe una din drepte și neapărat la vârf, în vârf, ci poziția punctului M se schimbă funcție de situația pe care o avem. Adică, așa cum vedeți pe BC prim, care e o diagonală, și aprim de cealaltă diagonală a celor două fețe. Care fețe sunt paralele. Adică B prim BC, C prim și A, D, D prim, A prim sunt paralele. Sunt așa, nu? Da. În momentul de față,
Atenție la momentul de inspirație, fiindcă una e o diagonală, așa este fețe, și alta e cealaltă diagonală. Ideea ar fi viruna. Că B, C prim, concret cu A prim, D prim. B, B, C prim, concret cu A prim, A, D prim. A, D prim, congruente și chiar paralele, nu așa? Da. Paralele, mai bine zis. Și atunci... Paralele din ce motiv? Fiindcă A, B, C prim, D prim. Este figura asta, nu? Este paralelă. Este un paragraf, poate chiar un drept. Asta dar ție îți trebuie suficient paragraf, da. Pentru care peste două paralele și congruente. Și ele sunt diagonale și atunci au 90. Atunci am găsit 90. Da. Deci, vedeți-vă, observă. Punctul M ăsta este aprim. Mijlocul aprim. Deci ea simte problema. Și îl mișcă pe el, nu-l fixează în virtutea experienței până acum, era tot timpul într-un capăt. De data asta, punctul el, mijlocul va prinde, dacă tu aveai inspirația, să spui, mijlocul va prinde, și unim pe D prin cu A, trece prin punctul ăla, iată că A prin D și cu A, D prin sunt diagonale în fața asta. Sunt două drepte care se intersechează A prin D și cu A, D prim. Dacă cumva acum faci un pas și poți arăta că A de prim e paralelă cu B C prim, deci A de prim paralelă cu B C prim, da? Deci dacă A de prim cu B C prim, sunt fericit, zici tu. Sunt foarte fericit dacă e paralelă. Adică ești nevoit să spui, am nevoie de paralelism ăsta că prin punctul el am realizat treaba. Deci nu întotdeauna nu este în vârful ce am spus mai devreme. Nu, ești foarte, foarte atent la fixarea punctului din spațiu convenabil ca să-ți poți materializa unghiul de cele două plane. Și tu dai unghiul la mâini? 90, 90. Deci, de acolo, într-un pătrat, sunt, da? Deci, egal, 90 de grași. Observație. Da. Vreau să vă dați observația asta. Observație. Fixarea punctului M. Da, fixarea punctului M prin care ducem paralele. La cele două drepte nevoplanare. Fixarea punctului M care ducem paralel la cele două drepte nevoplanare, este esențială. Fixarea punctului este esențială. La cele două drepte? La cele două drepte nevoplanare, nu așa am spus. Fixarea punctului M pe care duce paralel la cele două drepte nevoplanare este esențială. Asta am văzut la lecții de astăzi, la teoriei de astăzi. Da, este esențială. Și din experiența de până aici am sesizat că punctul M poate să fie pe una din drepte, deci notați, continuați aici, punctul M poate să fie pe una din drepte. Punctul M poate să fie pe una din drepte. Vârful unui segment al dreptei, nu? Vârful unui segment de pe dreapta asta, mijlocul unui segment de pe dreapta, până acum ne-a jucat foarte bine vârful unui segment de pe dreapta, respectiv. Că eu zic, când am zis dreapta AB, că n-am zis AB așa. Capul. Am zis dreapta AB. Și atunci a spus vârful unui segment de pe dreapta AB. Sau mijlocul unui segment a fost aici. Mijlocul lui A prin D. Deci totul depinde de felul în care tu problemă, ai șansă să fructifici apariția planurilor respective, paralelismul de care am vorbit. Numai fiind în cup se întâmplă toate chestiile astea. Și atunci tu toate le-ai valorificat. Bun, asta e toată filozofia. La problema a trebuit un profesor, mai tot cuplul ăsta era. Asta am văzut. Dar nu e o șterte. Nu vă
Desenați cupul ABCD. Să desenez toată. Eu am putea că vă aștept, domnul. Da, da. Dacă n-ai spus-o mai devreme, mai am putea lăsa să pun mâna pe buret. Face mic. Nu, nu, lasă-l jos. Nu-i nimic, domnule, deci așa am scoase niște linii. Da, și așa nu era așa. Da. Nu știe, nu? Nu, nu, erau niște linii, mi-i încurcau acum. Nu mai vedeau copiii, clar. E drept. Să vedem partea prin o pahar. Mai face și mie una 1 pentru problema 3. Nu, îl las pe asta. Nu, mami, mai fă frumos și tu. Hai, te rog. Că ăsta ți-am făcut eu. Deci se dă cupul A, B, C, D, a prinde, prinde, ce prinde, prinde, problema 3 de la pagina 126. Bine, în minte când m-am dus prima dată la, era prima clasa întâi și făcea un bastonaș acolo. Și bastonașul acela era ca de caligrafie, nu știu ce, acolo. Și a spus, hai să-ți arăt eu cum să faci asta, uite așa. Și mi-e și mai urât ca ei. Ne-a spus. Da? Da, și-a spus. Să nu mai vin niciodată să-mi arăt, că tu mi-ai urât ca la mine. Gata, am plecat, liniștit, și n-am avut treabă niciodată. Părere, v-a scos. Da, dar ce bine mi-a părut. Că eu cred că intenționat ați făcut. Măi, nu m-am străduit să fie, mi-e dar ideea să scrisul meu mă trădează de atunci. Mi-a scris foarte frumos. Deci 3 de la pagina 126, 3 de-o profesor acum. Așa. Tot desenați cu. Păi, așa. Și luăm asta pe asta. Mai. Da. Așa. Da. Acum o altă figură. Tot am văzut asta. Da, frumos. Nu, așa. Da, deci acum am făcut paralel. Aia se vede, nu? Asta se vede, da. Ei, da, îmi place asta. Acum să zicem că aproximativ. Aproximativ ați reușit. Da. Și toată drept, tot acum. Da, da, da. Trebuie să mai avut din ceva, profesor, ia vedeți. Sper că mai ne vine o comandă la probleme. Suntem ocupați. Alo. Dacă e bine, vedeți dacă nu s-a uit ceva. Ia vedeți, trebuie să o audă. Ia vedeți, să o audă. Și la fel, la costura din Crișan, zi bine. Nu, zi bine. E bine? Da. Eu te iasă așa. Asta e bine? Asta e bine. E bine, nu? Da. Dar nu știu, a fost un clip. Poate mai sună. Da, vedeți. Și acum, urcăm cu perpendicul. Trebuie să fie egal cu asta, da? Uh-huh. Asta se vede. Aici închidem. Asta o aducem iar se vede. Și se vede. Și cam așa. Toate se văd acum. Și acum se văd. Așa, deci A, B, C, D. Tot așa de da. Prostăieșit, da? Nu foarte liniște. Da. Nu trebuie să fie și pătrat. Când e pătrat acolo, da. Este ziua fi perfect. Corect, asta zic și eu, și e pătrat. Ei, lasă, îți spui. B, C, D, D, C, D, D. Da. Deci desenați cupul A, B, da, mamă, e bun și am dat, mai aproape să suprafund două dintre ele. Ei, acum, Ana. Uite la domnul profesor ce fain mi-a ieșit. Se vede cum plin ăsta ca să suprafundă. Domnul de jos. Deci, desenați cu desenați cu la PCD. Ce desenați? Deci, la am. Măsura dreptelor unghiului. Da. Unghiului A prin C prim.
BC. Unghiul de care are cel două drepturi. Acum, pop și așa. E un unghi așa pus deasupra lor. A prim, ce prim și BC. A prim, ce prim. Ce prim, haideți să unim atunci, zic. Și, și BC. BC. Unim A prim cu ce prim. Da. Și ne unim și B cu ce prim. B cu ce prim. Da, mai unim și cu B cu ce prim. Da, de ce? Și de ce? Nu de ce? Da, și de ce? Și de ce? Și de ce? Da. Păi B ce e paralel cu B prim C prim, deci acolo e pe 45. Adi, hai mă, că a rămas eu la 2. Noi ne gândeam acasă, mă, situația. Deci, fii atent ce facem, mă, era foarte multe lichețe. Deci, fiindcă s-a cerut unghiul aprind ce prin cu BC. Aprind ce prin cu BC, păi... BC e paralel cu B prin ce prin, B de repede. Și B... Atunci, punctul M despre care spunem, l-am mutat în punctul ce prin. Ce prin, da. Da? Și atunci am văzut că unul dintre A prin ce prin și BC, de fapt, ar fi între A prin ce prin și B prin ce prin, paralela sa. Corect, la 45. Da? 45 de grade. Deci e ca o 45 de grade. În luna voastră ești până în cuvență, îmi lasă mai ușor. Acum ai de răspund. Da. Măsura, a, măsura între dreptele de BC, BC prim, da. Și AC. Da. BC prim. Deci BC prim. Haideți să ducem. BC prim și, și AC. BC prim. Asta. Da. Și AC. Și A, ce care trebuie adus? Și A, ce care trebuie adus ea? O, dar ce folosiți? Ele nu știu, se interfectează acolo, sunt în același plan? Nu. Nu, nici vorbă. O trebuie adus în cap. Da. Trebuie să luăm punctul ăla deștept, conform teoriei ăsta. Neapărat. Deci toată povestea este cum prindem punctul. În punctul ce? Cât e de la unghiul? Nu știu. A, nu cred că știu. Păi BC prim e concurent cu A prim, A de prim. Și iarăși aceeași veste, A de prim e în aceeași cu AC. ABCD. Deci aceea e diagonalul la BCD. Și BC prim e diagonalul BC, C prim, B prim. Și? Și să fie aceeași diagonal. Cum să fie? Ca lungime. Ca lungime. Da, unde dintre ele? Unde este? Alunghi, nu? Este, este, este unghi. Deci nu e aceeași... Nu, nu, nu. Nu sunt paralele ca să știu unghi de 0, dar nu. Trebuie să găsim unghi. Păi duci un paralel la A, C, A. E A prim, C, 1. A prim, C, prim, A. Da, am mai de la până. Da. A prim, C, prim, A. Și B, C, prim. B, C, prim. Cu paralel cu A, D, prim. B, C, prim. Cu A, D, prim. Deci aș povesti erorul. Haideți să dăm punctul în afara cu gridul. Putem să-l ducem oriunde vreți în afara cuplului, dar de cele mai multe ori trebuie să ne păstrăm într-o poziție fixând ori în mijlocul segmentului, ori, știi, Miruna, că altfel e, dacă vrei să mă duc așa aici, am părăsit problema și duc paralela la asta, paralela la celălaltul, dar nu știu mai dacă e din contextul problemei. Ce știe tu la cur, că ai unghiul din nou de grade acolo, se clare și nu, nu-ți mai iese. Să zicem că ăsta punctul M e mijlocul lui BC.
mijlocului PC. După de la PC prin parnă. De prin ce prim? Da. De prin ce prim, ziceam, da? Da. La ce ți-ar folosi? De prin ce prim se intersectează cu ce prim pe? De prin ce prim, mă zic, domnul profesor. De prim? Ce prim? Nu, Ani? Da. De prim ce prim, domnul profesor, acolo vreau. Așa vrei tu aici. Da. Bun, l-am pus. La ce folosește? Probabil a fost o greșeală. Nu a fost nicio greșeală. Nu, trebuie să există un ghiu. Bineînțeles. Deci există un ghiu. Sunt două drepte nepoplanare, care-i povestea. Noi suntem neatenți sau nu, încă nu vedem ideea, dar... Deci AC e paralelă cu APIN ce prim. A, cu A prim ce prim, de acord. Deci ca și cum le-am comparat pe A prim ce prim cu B ce prim. Exact. Deci, practic, am pus problema la unghiul dintre A prim ce prim și ce prim B. Este un unghi, există acest unghi. Ele se intersectează cu dreapta, cele două plane ale unghiurilor, se intersectează cu dreapta B prim ce prim. Cu B prim, ce prim. Adică planul lui, în care e B, ce prim. Deci, unde e A prim, ce prim, domn profesor, în planul A prim, B prim, ce prim, de prim. Da, de acord. Da? Și al B, ce prim, e în planul B, ce prim, B prim. Înseamnă că B prim, ce prim, e dreapta comună celor două plane. Înseamnă și comunul celor două plane. Dar... am putea să încercăm să desenăm altfel? Adică să închipuim un triunghi dreptunghic. Stă pe baza asta. Și începem de prime paralelă de să desenăm o piramidă. Că e vorba de unghiul din fața A prim C prim B. A prim C prim B. B, da, da. Unghiul din fața aceea. Deci dacă vedem piramida... Dacă vedem piramida A prim B prim B cu vârful C prim. Da. Și piramida asta ar fi cam așa. Asta așa. Și aici să fie punctul B prim. Unghiul ăsta de 90 de grade. Deci B prim. Și A prim B. A prim B. Iar în B prim am dus o perpendiculară pe plan. În B prim am dus B prim C prim. B prim C prim. În clipa asta unesc pe C prim cu A prim și pe C prim cu B. Și problema mea este unghiul format din A prim C prim, A prim C prim și B C prim. Și B C prim. Unde ăsta e pe sau? Nu. Unde de și tot din 90 de grade. Da, ca nu te-a perpendiculară. Că e pe vreo prima. 45. Deci... C prim A este cât C prim A prim? Unghiul A prim C prim B e 45. Care? C prim B este cât C prim A prim. C prim B este cât C prim A prim, dacă sunt diagonalele în fețe. Și pe C prim B ori știu cât e mare. Este lângă de fapt.
Și cealaltă ce prima, prim tot fluier radical din 2. Și am de fapt un triunghi isocial. Care punctul care? Unghiul dintre ele. Ah, de sus. Deci cele două laturi congruente. Am prim ce prim, unghiul dintre ele, nu? Da. Și eu am așa. Asta, asta e de L, e latura pătratului. E B prim B. B prim B este latura pătratului. B prim B, da. Da, deci B prim B, L. Asta e L radical din 2. Asta este cât... ce prim aici, nu? Așa, ce prima, prim, B. Iar vrea să am exact situația de aici. A prim B. Da, acolo nu e B prim. A prim. A prim B. Și ce prim? Ce? Acum e mini, nu? Da. A prim B și... și... A prim B, ia să A prim B e diagonala pătratului. A prim B. A prim. A prim, a prim. A prim B. B. Diagonală. Așa, tot diagonală. Tot L radical din 2. L radical din 2. Toate sunt L radical din 2. Deci e echilateral. Așa e echilateral. Așa e echilateral. Deci unghiul ăla de acolo. Deci unghiul ăsta A prim C prim B. Deci așa e echilateral. Asta e unghiul dintre A prim C prim atunci sau dintre A, C și C prim B. Dar e clar, domn profesor, și chiar am văzut că te-a întâmplat. Pentru că A prim C prim este diagonala pătratului. Da. C prim B este diagonala pătratului și A prim B este diagonala pătratului. Deci acolo e un triunghi echilateral? Tocmai. Tocmai. Chiar dacă nu scoate, dar am scos un lucru la fi mai vizibil. Ați înțeles? Da. Triunghiul în pătratul A prim B prim C prim B prim A prim C prim diagonală și concretul cu B C prim și completă și cu AC. Exact. Exact. Cu AC digitale. Deci, practic, suntem într-un triunghi... Între isoșeră. Echilateral. Echilateral, chiar. Echilateral, deci toate lucrurile sunt echilaterale. Iată că mutarea lui mână a produs în vârful C'. Da. Deci, fiindcă s-a cerut unghiul dintre AC și C'B, iar AC e paralel cu A'C'. De, îndată BC prim